vrei tu să. Bună ziua și bun găsit tuturor de pe stadionul Cornel Negoescu din Buzău, înaintea partidei dintre Metalul Buzău și Steaua București din etapa 9 a Ligii a 3-a, seria 4-a a Ligii a 3-a. Eu sunt Elsion Vaso și voi fi gazda dumneavoastră timp de 90 de minute de aici, de la Buzău, în partida, ultima partida turului acestei serii a 4-a a Ligii a 3-a. Steaua București se află pe prima poziție a clasamentului cu 22 de puncte, în timp ce Metalul Buzău n-are nicio înfrângere pe teren propriu în acest sezon. A câștigat cu Rapid 2 cu scorul de 2-1, s-a impus în fața celor de la Balotești cu 3-0 și a învins în ultimul meci pe Progresul Spartac cu 1-0. De partea cealaltă, Steaua București, echipa noastră, vine după un rezultat de egalitate. Să sperăm că este un duș rece acest 0-0 cu CS Tunari de acasă. Daniel Oprița a trimis următorul prin primul 11. Raul Bălbărău în poartă, George Călințaru, Wallace, Dean Beța și Adrian Ilie, care este capitanul echipei, în apărare. Mihăiescu este în fața apărării, iar Băjenaru și Rareș Enceanu sunt ceilalți doi mijlocași, iar în atac se află Elec, Chipirliu și Pacionel. Este o formulă 4-3-3, la fel cum a jucat Steaua în partida cu CS Tunari în repriza a doua. Rezervele echipei noastre sunt Horia Iancu, Dragoș Nicolae, Ovidiu Morariu, Vali Bărbulescu, Florin Răzdan, Andrei Neagoe, Andrei Antohi și Sergiu Bactăr. Florin Răzdan, Antohi și Bactăr, dar și Morariu, au fost titulari în etapa trecută. Îi vedem pe bancă astăzi, în timp ce Metalul Buzău începe cu Răzvan Popescu în poartă, George Badea, Nedelcu, Mihăieș, Vasilică și Spătaru Ion în apărare. Cosmin Piciu și Andrei Badea sunt cei doi mijlocași defensivi, iar Marian Manea, Alin Iacob și Zamfirescu îl vor ajuta pe Andrei Pavel din spate, vârful de atac, un minut de reculegere pentru victimele COVID. Așadar, cel mai periculos jucător al celor de la Metalul Buzău este Andrei Pavel, fost fotbalist în Liga 1 la Ceahlăul Piatra Neamț. De asemenea, are experiență și în Liga 2, promovat cu Aerostar Bacău din Liga 3 în Liga 2, a mai evoluat într-o ligă de amatori din Anglia, la FC România, însă este un jucător cu calități. Totodată, cei de la Metalul Buzău au un lot, doi fotbaliști care au evoluat la Steaua în urmă cu două sezoane, este vorba despre Andrei Badea și Zamfirescu. În etapa trecută, Metalul Buzău ar fi trebuit să evolueze contra celor de la Dinamo 2, însă meciul a fost amânat din cauza faptului că mai mulți fotbaliști de la Buzău au ieșit pozitivi. Este și cazul lui Ispir, care, deși a ieșit din convalescență, lipsește astăzi pentru că are un deces în familie, ne-a dezvăluit antrenorul Valistan, care susține că acest teren sintetic îi dezavantajează și pe ei, pentru că n-au jucători puternici în lot, ei practică un joc de pase. Începe partida. Mihăiescu pentru George Călințaru. Totodată vreau să vă spun că brigada de arbitri este formată din Ovidiu Robu la centru, ajutat de Marian Istrate și Cristian Tănase, cei doi asistenți. Observator de arbitri este Petrică Burcea din Giurgiu și Cătălin Popescu este observator de joc. Cătălin Popescu din Ploiești. Beța pentru Liviu Băjenaru. Chipirliu a încercat o pasă pentru Băjenaru, însă mingea a fost prea puternică. Jucătorii Steliei au fost încurajați înaintea acestei partide de 20-25 de suporteri veniți din București astăzi. Un gest foarte frumos al fanilor de a încuraja echipa înaintea acestui meci, ultimul meci al turului de campionat. Degajează portarul Răzvan Popescu. Este a treia partidă pentru Răzvan Popescu. Beța pentru Raul Bălbărău. Două absențe pentru Steaua
În această partidă este vorba despre Ștefan Mușat, care este în continuare suspendat după cartonașul roșu primit la finalul meciului cu Voluntari 2. Să-l vedem acum pe Chipirliu, care este dator un pic fanilor Stelei, pentru că a venit cu surle și trâmbițe. Adrian Ilie, o centrare frumoasă, însă mingea este respinsă de apărătorii buzoieni. Mihăiescu acum la minge. Verticalizează pentru Chipirliu, dar mingea nu ajunge la Adrian Ilie după devierea lui Chipirliu. O formulă ofensivă astăzi. Arată foarte bine mijlocul terenului cu Mihăiescu și cei doi mijlocași ofensivi, Enceanu și Băjenaru. Pacionel se află în dreapta în această partidă, deși de când a ajuns la Steaua a evoluat mai mult în banda stângă. Respinge Mihăiescu, nu trece nicio minge de Mihăiescu la centrul terenului. Călințaru pentru Wallace, care revine după acele probleme din cauza acestui virus COVID-19, un jucător foarte important pentru Steaua, Wallace da Silva. Călințaru, o diagonală pentru Chipirliu, care preia mingea defectos și atinge cu mână. Nedelcu Ștefan, care a degajat acum, este un tânăr jucător de perspectivă, un jucător de perspectivă căutat de multe echipe din primele eșaloane, ne-a dezvăluit Valentin Stan. Au faultat în atac cei de la Metalul Buzău. Mihăiescu acum la minge. Pentru Beța, care la fel ca Wallace da Silva, urcă foarte mult cu mingea la picior. Are și o viteză foarte bună. Chipirliu acum pentru Mihăiescu, care verticalizează pentru, pasează în dreapta pentru George Călințaru. El a încercat o verticalizare, însă a intervenit acolo Mihăiescu. Faul comis de Wallace, care susține că nu i-a făcut nimic jucătorul de la Buzău. Va executa Marian Manea. Centrare, însă Bălbărău este sigur și reține. Într-un meci amical care a avut loc în iarnă, Steaua s-a impus cu scorul de 5-1 în fața celor de la Metalul Buzău. Au marcat atunci Răzdan de două ori și Antohi, fotbaliști care se află pe bancă astăzi. De asemenea, au mai înscris Cosmin Mihai, plecat la Mostiștea Ulmu. Și un alt gol a fost înscris de Ovidiu Morariu. A fost 5-1 atunci, după ce Metalul Buzău a condus la pauză cu 1-0 într-un meci amical. Călințaru repune de la margine. Din margine. Elec deviază pentru Chipirliu. Enceanu! Este respinsă mingea de acest Ștefan Nedel cu un corner. Va executa Călințaru. Să sperăm că va face la fel ca în meciul cu Dinamo sau în meciul cu Rapid, atunci când a centrat pentru Wallace, care este și el pe teren astăzi. Călințaru respinge Popescu, însă recuperăm repede prin Pacionel, care îi trimite lui Călințaru, însă mingea este prea puternică și este reținută de Răzvan Popescu, care pasează pentru Vasilică Mihăiești, un jucător cu experiență și acesta, a evoluat la Aerostar Bacău în Liga 2, a fost și capitanul băcăuanilor. Rare Șenceanu pentru Pacionel acum, o pasă frumoasă, o deviere pentru ele ca lui Pacionel, însă șutul acestuia trece mult pe lângă poartă.
Chipirliu acum la minge pentru Mihăiescu, în care îi pasează lui Wallace da Silva. Ieri s-au disputat și două partide, Balotești Dinamo 2, a fost un 0-3, iar FCSB 2 s-a impus în fața celor de la Progresul Spartak cu 3-1. Este al treilea fault comis de jucătorii Stelei în apropierea careului. Va executa Andrei Pavel. Andrei Pavel șutează direct, însă mingea trece puțin pe lângă poartă. Șut periculos al lui Andrei Pavel, însă Raul Bălbărău a fost sigur pe această minge. Anul trecut, cei de la Metalul Buzău au produs surpriza în Cupa României, ajungând până în optimile competiției. Au întâlnit chiar aici, pe acest teren sintetic, pe Politehnica Iași. A fost cea mai mare performanță în ultimii 10 ani a fotbalului buzoian, după semifinala fostei Glorii Buzău cu Pandurii Târgu Jiu în 2008-2009. Wallace degajează direct în out, însă a jucat foarte bine, simplu, așa se joacă, în momentul în care atacanții fac pressing avansat, de ce săriști, a procedat corect Wallace da Silva, în care acum îi lasă mingea lui Bălbărău. Bălbărău din nou, ieșim cu mingea jos, Bălbărău pentru Wallace. Trimite lung pentru Robertele, care este primul la minge, însă spătarul respinge. Zanfirescu, acum fostul jucător al Stelei, care încearcă un dribling pe lângă Adrian Ilie, însă nu iese. Adrian Ilie îl blochează. Din nou Zanfirescu, care pare motivat în acest meci. Mihăieș. Adrian Ilie protejează foarte bine. Și repunem de la margine. Adrian Ilie, Chipirliu, însă din nou Zanfirescu respinge. Foarte bine protejează Adrian Ilie în fața lui Andrei Pavel. Pavel are calități precum Zlatan Ibrahimović, poate face ce vrea cu mingea pe teren, spunea în urmă cu mai mulți ani Radu Lefter, un fost antrenor de la Ceahlăul Piatra Neamț. Respinge Zanfirescu pentru Andrei Pavel, însă mingea ajunge la Beța pentru Adrian Ilie. Din acțiune frumoasă, cu pase din prima, acum Enceanu la minge și obține un fault. Pe acest teren trebuie să joci cu mingea jos, cu pase scurte, iar Steaua are jucători tehnici pentru a ajunge mai repede prin pase scurte la poarta lui Popescu. Iată ce spunea și antrenorul Valentin Stan după ce a aflat în ce serie va juca acest sezon. La prima vedere, Steaua București pleacă cu prima șansă. Știu ce lot a format Steaua. Adrian Ilie centrează, cer 11 metri jucătorii Stelei, însă arbitrul nu este de acord. Mihescu recuperează Băjenaru foarte bine. Recuperare importantă, pentru că cei de la Metalul Buzău aveau deja 3 jucători și puteau pleca pe un contraatac. Elec, însă preluare prea lungă acestuia. Așadar, noi ne batem, putem să ne batem pentru locul 2, spunea Valentin Stan atunci când a fost trasă la sorți această serie. Dar șansele nu sunt atât de mari ca Metalul Buzău, sunt șanse mici ca aceștia să termine pe locul 2
în această serie. Vedem că FCSB trimite mulți jucători de la echipa mare la echipa a doua. Și ieri, în partida cu Progresul, Spartak a evoluat numai puțin de 5 fotbaliști de la prima echipă. Călin Țaru, acum, care îi trimite lui Pacionel. Să-l vedem pe Pacionel. Emilian Pacionel nu reușește să se descurce acolo. Și va repune de la margine Spătaru. Dar recuperează repede Călin Țaru. Enceanu, mi se pare că este în formă în această partidă. A reușit câteva pase frumoase până în acest minut 11. Adrian Ilie acum. Chipirliu. Chipirliu îl vedem în banda stângă în această partidă. Deși Daniel Oprița îi cere să schimbe partea aceasta, mai încearcă un dribling. Beța acum la minge. Este sigur pe el acest jucător experimentat cu peste 150 de meciuri în Liga 1 și Liga 2. Dean Beța, un real câștig în acest sezon. Călin Țaru la minge. Din nou pentru Wallace. Enceanu pentru Elec. Elec este cel care l-a convins pe Enceanu să vină la Steaua în urmă cu un an și jumătate. Cei doi sunt din Brașov, se cunosc de mult timp. Schimbă partea acum Călin Țaru pentru Adrian Ilie. Beța, din nou Adilie. Pentru Băjenaru, care îl vedem. Chipirliu, acțiune foarte frumoasă și aceasta centrează în careu. Acțiune bună a lui Chipirliu. Așa ar trebui să joace mai repede. Asta își doresc și suporterii Stelei. În deplasare, cei de la Metalul Buzău au două înfrângeri. Cu Metalul Buzău și două rezultate cu FCSB 2 și cu Voluntari și două rezultate de egalitate la Tunari și la Concordia Chiajna. Lotul celor de la Metalul Buzău este format mai mult din buzoieni. Doar 7 jucători din afara municipiului Buzău. Să spunem Piciu, Ispir, Andrei Badea, Andrei Pavel, Mihai, Benga și Claudiu Zanfirescu sunt cei 7 jucători care nu sunt din Buzău. Enceanu, după cum v-am spus, este foarte activ la această partidă. Pasează lui Pacionel, îl ajută și Călin Țaru acolo, însă Pacionel îl preferă pe Mihăescu, care schimbă partea pentru Chipirliu, dar acesta nu ajunge la minge, o pasă înapoi a lui Mihăescu. Daniel Oprița îl ceartă pe Pacionel, pentru că ar fi trebuit să joace cu Călin Țaru. Recuperăm prin Adrian Ilie, însă din nou Nedelcu, care, așa cum v-am spus, pare un jucător interesant, are o bună statură, seamănă cu Kindriș. Andrei Pavel obține un nou fault. Un nou fault, este faultat de Wallace, al 4-lea fault în apropierea careului, însă aceasta pare a fi cea mai periculoasă fază a celor de la Metalul Buzău. Sunt acolo la minge Badea și Andrei Pavel. Steaua vine după un meci fără gol marcat, după acel semieșec cu CS Tunari, însă orice echipă mare, așa cum spunea și Dean Beța, mai face cât un egal. Va executa Andrei Pavel, însă foarte bine zidul respinge de acolo Elec. Acum Adrian Ilie. Daniel Oprița îi cere să urce mai repede în atac. Adrian Ilie schimbă jocul pentru Pacionel, însă se află acolo Spătaru. Andrei Pavel este primul la minge, însă recuperăm din nou prin Adrian Ilie. Chipirliu acum. Așa ar trebui să joace Chipirliu, cu pase din prima. Enceanu pentru Călin Țaru. Călin Țaru centrează în careu pentru Chipirliu.
care centrează, însă mingea ajunge peste. Ajunge Naut, va repune de la margine Popescu. Nici măcar nu-mi dau seama, da, Electa lor. Două absențe importante, atât pentru Steaua București, cât și pentru Metalul Buzău. Așa cum am spus, Alexandru Zaharia este accidentat și a fost menajat pentru... N-a vrut Daniel Oprița să-l forțeze pe acesta pentru acest meci. De asemenea, Mușat este suspendat. De partea cealaltă, Ispir, un jucător important de la mijlocul terenului, și Stan Dan, care, deși este pe foaie, acesta nu va putea evolua, așa ne-a dezvăluit Valentin Stan, că nu vrea să-l forțeze pe acesta, pentru că a suferit o accidentare în meciul cu Progresul Spartak. Adrian Ilie acum. Trimite pentru Chipirliu, acesta schimbă jocul pentru Pacionel, însă respinge Spătaru. Un monitor mai mare. Bade acum. Camera mea iese pe pagina, trebuie să dai scroll. Nu, a fost Zamfirescu, mai devreme l-am confundat de două ori pe Zamfirescu cu Badea, cu celălalt jucător care a trecut pe la Steaua. Mihăiescu acum pentru Enceanu. Enceanu îi cere lui Ilie să plece mai repede. Deviază Iacob pentru Andrei Pavel, însă Pavel faultează acolo. Antrenorul celor de la Metalul Buzău se află la cărma acestei echipe din 2015. A reușit în 2017 să promoveze, după ce a susținut un baraj cu CSA Mara. Cu scorul de 9-2 a câștigat Metalul Buzău. Iar de atunci s-a menținut în Liga 3, a reușit să facă meciuri bune pe acest stadion, dar și în deplasare în ultimii ani. Degajează Bălbărău. Este Băjenaru acolo la mingea a doua, te recuperează, însă pierde mingea. Recuperăm repede prin Enceanu. Ce a dat aici arbitru? Nici vorbă de fault acolo la Enceanu. Cosmin Piciu era cel care faultase. Ce salvare a făcut Bălbărău. Este foarte căutat Andrei Pavel prin aceste mingi lungi. Și vedem că este primul la minge mai mereu în atac. Va executa Manea de la margine. Corner executat de Manea. Însă respinge în corner Elec, deși Chipirliu îi strigase să lase mingea. Din nou Manea, care traversează terenul. În ultima etapă Steaua se va deplasa la Balotești. În ultima etapă, în ultimul meci al anului, Steaua se va deplasa la Balotești, iar Metalul va juca acasă cu Concordia Chiajna. Respinge Beța. Din nou corner. Al treilea corner pentru Metalul Buzău. Va executa din nou Manea. Fază periculoasă și aceasta, pentru că au jucători puternici în atac la fazele fixe. Andrei Badea este blocat de Băjenaru și repunem de la margine prin George Călințaru. Astăzi, cealaltă echipă din Buzău, Gloria, ar fi trebuit să dispute un meci împotriva celor de la Comuna Recea, însă
Băimărenii au avut mai mulți jucători infectați cu COVID-19 și n-au mai făcut deplasarea la Buzău. Iar fotbaliștii de la Gloria sunt acum pe... se află în peluza stadionului din Buzău și se uită la meciul dintre Metalul și Steaua București. 0-0 în minutul 21. Cere mingea Enceanu acolo pentru Wallace. Acesta trimite foarte bine pentru Chipirliu, care prelungește prea mult această minge. Preluare largă a lui Chipirliu, care le luase fața fundașilor buzoieni. Zanfirescu acum la minge pentru Manea. Manea, care este un mijlocaș ofensiv. Din nou este faultat Enceanu, care pasează repede pentru Beța. Acesta pentru Adrian Ilie. Din prima, Adrian Ilie, foarte bine pentru Enceanu. Din nou un doi frumos între Enceanu și Chipirliu. Recuperează Zanfirescu. Dar recuperăm repede prin Elec, care îi trimite lui Călințaru, exact cum a cerut Oprița. Călințaru, centrare șutată, însă reține acolo Popescu. Două acțiuni importante ale Stelei, prin Chipirliu și aceasta a lui Călințaru. Cu pase pe jos trebuie să joci pe un astfel de teren. Respinge Adrian Ilie în fața lui Andrei Pavel. Mane acum la minge pentru Piciu, care este mijlocaș defensiv astăzi. Pacionel, prima acțiune a lui Pacionel, primul dribling în această partidă. Primește cartonaș galben Spătaru. Faul tactic al celor de la Metalul Buzău. Va executa Călințaru, se află acolo și Băjenaru. Se consultă Călințaru cu Daniel Oprița cine să execute acest faul, această lovitură liberă. Va executa Băjenaru, care trimite lung, însă Chipirliu nu reușește să ajungă la minge. Nu reușește să-l depășească acolo pe George Badea. Degajează Popescu, nu reușește să devieze Andrei Pavel. Câștigă repunerea de la margine cei de la Metalul Buzău. Badea pentru Iacob, care este capitanul echipei. Zanfirescu câștigă acolo, din nou Iacob. Iacob șutează, centrare șutată lui Iacob, însă Beța se află acolo și respinge în corner. Sunt periculoși la aceste acțiuni cei de la Metalul Buzău. Așa cum am spus, ei nu joacă pe contraatac. Nu asta este tactica lor. Nu se închid în careu. Nu se închid în propriul teren. Respinge Băjenaru în acest șut al lui Mihăieș. Piciu, Andrei Pavel pentru Zanfirescu. Centrare, însă este la prima bară, se află Bălbărău și respinge și reține mingea. Voia să degajeze pentru Pacionel, însă l-a preferat pe Călințaru, care trimite lung de linie pentru Băjenaru. Călințaru de la margine pentru Mihăiescu. Încearcă acolo deviere Pacionel. Călințaru. Din nou Călințaru. Este foarte activ fundașul dreapta. Un jucător polivalent, George Călințaru. Pe cine?
Elec acum în careu, reușește preluarea, îi convin aceste faze lui Robert Elec, Călințaru, pentru Chipirliu, care trimite cu capul însă prea ușor spre poartă, degajează acum Popescu pentru Pavel, însă este sigur Beța și îi trimite lui Bălbărău, care riscă aici, însă mingea ajunge până la urmă la Băjenaru. A trimis riscant Raul Bălbărău, Băjenaru a cercat o minge lungă, însă prea puternic pentru Enceanu. Andrei Pavel câștigă mingea, însă nu poate trece de Wallace da Silva. Revenire importantă cea lui Wallace, un jucător mobil, un fundaș mobil, care este bun și la duelurile aeriene, dar și... Poa, ce fază periculoasă a celor de la Metalul Buzău, centrare foarte frumoasă a lui Zanfirescu. Însă Andrei Pavel nu reușește să se coordoneze la această minge. Aceasta este cea mai periculoasă ocazie a celor de la Metalul Buzău. Ocazie mare. Ocazie mare pentru Metalul Buzău. Degajează Bălbărău. Repunem de la margine prin Adrian Ilie pentru Enceanu. Adrian Ilie pierde mingea, stă prea mult cu mingea la picior la această fază. Adrian Ilie. Iacob încearcă. Ei, nu este nici aceasta, nu este un fault. Prea ușor, prea ușor a fost dat acest fault. A lui Iacob. Însă Mihăiescu nu protestează. Va executa din nou Andrei Pavel. Până acum, la celelalte două lovituri libere, a șutat la poartă. Va încerca din nou să șuteze, însă foarte bine boxează acolo Raul Bălbărău. Un portar care a început fotbalul la Oțelul Galați, a mai evoluat în Italia la Padova, apoi la Petrolul. O altă ocazie mare a celor de la Metalul Buzău. Beța cere un fault, consideră că Iacob a faultat acolo în careu. Însă Ovidiu Robu nu este de acord. Mingea a trecut puțin pe lângă poarta lui Raul Bălbărău. Până acum celor de la Metalul Buzău le-au aparținut cele mai mari ocazii ale partidei. În minutul 29 deviază Elec pentru Pacionel, care pierde mingea, însă tot el recuperează, dar prin fault. Sunt chemați acolo Pacionel și Călințaru de Robu. Li se cere să nu mai protesteze. Va executa experimentatul jucător Mihăieș. S-am câștigat această lovitură de la margine prin George Călințaru. Degajează lung Pacionel pentru Chipirliu, care recuperează foarte bine Adrian Ilie această minge. Enceanu ține prea mult de minge. Ești bine? Dar arbitru oprește jocul. Cred că te-au lovit pentru... cu mingea în față. Nu a fost nimic la acea fază. Adrian Ilie câștigase mingea regulamentar. Este faul pentru Steaua București. La acea lovitură liberă lovitura liberă a fost obținută de Rareș Enceanu și va executa George Călințaru. Elec! Mingea a fost deviată acolo și obținem cornerul la acel șut din voleu al lui Elec. Din nou George Călințaru. Ce-a zis?
Călințaru. Centrarea lui Călințaru, însă nu ajunge acolo la minge Wallace. Și-au făcut bine lecțiile cei de la Metalul Buzău până acum la fazele fixe. Se cere cartonaș pentru acest fault al lui Enceanu. Însă Robu consideră că este doar un fault de joc. Normal. În lotul celor de la Metalul Buzău este și Patrick Benga. Acesta este fiul patronului echipei. Echipa este sponsorizată de familia Benga. Câștigă acolo Manea, este faultat de Mihăiescu, care cu siguranță... Ce șut trimite Zamfirescu! Însă din nou Raul Bălbărău este la post. Este un câștig din ce vedem și acum acest Raul Bălbărău. Așa cum am spus, a mai evoluat printre echipele pe care le-am enumerat mai devreme și la Slatina, echipă cu care a promovat în sezonul trecut din Liga a 3-a și până în Liga a 2-a. A putut să rămână la Slatina, însă el și-a dorit să joace pentru Steaua, așa cum ne-a declarat. Din nou sunt primii la minge cei de la Metalul Buzău, însă câștigăm prin George Călințaru. Acesta îi trimite lui Băjenaru, care este faultat acolo. Așa cum am spus, a primit cartonașul galben Mihăiescu pentru acel faul la Manea, la faza de mai devreme. Joacă scurt pentru Wallace George Călințaru. Acesta îl preferă din nou pe Călințaru. Pacionel. Pacionel greșește mingea și nu este nimeni la mijlocul terenului. Din nou Zamfirescu. Este ajuns din urmă de Adrian Ilie. A făcut bine Bălbărău să respingă mingea, fără, pentru că acea minge era venită din Beța. A procedat corect Bălbărău. Mai bine un corner decât lovitură de liberă în careu pentru Metalul Buzău. Putem pleca pe contraatac. Trimite lung Chipirliu. Respinge acolo Popescu. Trebuie un pic mai mult calm acolo la mijlocul terenului. Au combinat foarte frumos Enceanu cu Chipirliu de câteva ori. Nu putem spune același lucru despre Emilian Pacionel, care în alte meciuri a făcut diferența, însă nu și până în minutul 34 acestei partide. Beța acum din nou pentru Adrian Ilie, care este presat acolo de Zamfirescu. Fac un pressing avansat cei de la Metalul Buzău, după cum vedem. Beța acum se uită la gazon. Este prost gazonul, însă trebuie câștigat acest meci. Nu contează cum e gazonul. Rareș Enceanu este faultat acolo de Zamfirescu. Foarte activ Zamfirescu. Îl vedem și în banda dreaptă și la mijlocul terenului și în stânga. Băjenaru acum pentru George Călințaru, activ până la acest minut. Pacionel pentru Enceanu, din nou Pacionel. Joacă mai repede, îi cere Daniel Oprița, însă pierde acesta balonul. Recuperăm prin Wallace. Greșește aici arbitru în favoarea Stelei.
Mihăiescu trimisese acea minge în aut, dacă am văzut eu bine. Probabil să mă fi înșelat, însă. Respinge acum George Călințaru de la margine. Repune de la margine George Călințaru. Pentru Adrian Ilie. Are spațiu de... Îi trimite lui Chipirliu în margine, acest joc în margine. Din nou Chipirliu pentru Adrian Ilie, care centrează în careu. Chipirliu încearcă un dribling acolo, însă iese cu mingea în afară. Repune de la margine Popescu. Cred că ar trebui încercate și șuturile de la distanță. Acest Popescu se află la al treilea meci ca titular pentru Metalul Buzău. A evoluat în partida cu FCSB2, unde a greșit flagrant. Însă nu are ce să facă antrenorul celor de la Metalul Buzău, nu are pe cine folosi. Spătarul urcă cu mingea la picior, însă recuperează Călințaru din nou. Wallace, acum pentru Călințaru, care îi trimite lui Pacionel. Acesta pentru Beța, putea să trimită direct lui Adrian Ilie. Acum Adrian Ilie la minge. Remus schimbă jocul pentru Călințaru. Acesta centrează în careu. Trec pe lângă minge acolo și Enceanu și Băgenaru și faultează Enceanu. Îl faultează pe Mane acolo în careu. Nu se grăbesc cei de la Metalul Buzău. Se vede că are experiență acest Vasilică Mihăieș. Fotbalist de 30 de ani, Adrian Ilie acum, trimite lui pentru Băgenaru, însă recuperează George Badea, pasează sigur pentru Andrei Pavel, care este faultat acolo de Beța, a vrut să-l susține că doar a tatonat acolo, nu i-a făcut nimic, însă asistentul consideră că Andrei Pavel a fost faultat corect. Din nou, fază periculoasă a celor de la Metalul Buzău, care au jucători înalți în echipă. Va executa Zamfirescu de la margine. Un corner mai scurt acesta, execută Zamfirescu, însă iese și boxează foarte bine Bălbărău. Acum Băgenaru câștigă acest balon, Mihăiescu din nou pentru Pacionel. A jucat repede Pacionel pentru Enceanu, însă din nou a recuperat Zamfirescu. Cât a putut să alerge acest Zamfirescu până acum. Badea. Pavel, Manea, din nou pentru Zamfirescu. Însă experiența lui Beța își spune cuvântul. Beța, la fel ca Bălbărău, a susținut că și dacă ar fi promovat cu Mioveni în Liga 1, știm că CS Mioveni a jucat cu Chindia Târgoviște un baraj de promovare în Liga 1, și dacă ar fi promovat, tot ar fi venit la Steaua în Liga 3, pentru că i-a promis lui Daniel Oprița și pentru că își dorește să joace o echipă importantă cu suporteri. Diagonala lui Ștefan Nedelcu. Ștefan Zizu Nedelcu este numele complet al lui al fundașului cu numărul 15 de la Metalul Buzău. Un fundaș de 19 ani.
Marius. Nu cade camera. Nu. Da, ok. Okay. Piciu acum la minge pentru Spătaru, acesta lui Mihăieș, care joacă la siguranță pe jos pentru Popescu. Acesta trimite lung de linie, însă respinge Adrian Ilie. Andrei Badea pentru Spătaru, acesta din prima pentru Iacob. Călințaru, acum pentru Elec. Elec pentru Pacionel. Acesta îi trimite lui Chipirliu. Aceste faze ar trebui să-i convingă lui Chipirliu. Din prima pentru Băjenaru. Acesta centrează pe jos în careu. Resping defectuos cei de la Metalul Buzău, însă au noroc la această fază. Adrian Ilie îi ia fața lui Zamfirescu. Și plecăm repede. Un alt atac pozițional. Enceanu. Pacionel acum trimite pe jos în careu. Ele câștigă mingea, însă Nedelcu pentru Andrei Pavel. Însă foarte bine se repliază Pacionel și recuperăm. Băjenaru acum, Enceanu pentru Chipirliu. Remus Chipirliu șutează acolo, putea să mai țină un pic de minge. Ar trebui să facă diferența Chipirliu la acest nivel. Adrian Ilie în careu pentru... Nu era nimeni la prima bară, centrarea a fost prea aproape de portarul Popescu. Este singur acolo Beța și trimite lui Bălbărău. Acesta joacă repede pentru Călințaru. Wallace acum. Lung de linie pentru Ele, care deviază foarte bine pentru Pacionel, însă nu este nimeni în careu. Pacionel! Mai încearcă un dribling acolo. Pacionel! Emilian Pacionel! Poa, ce fază frumoasă a reușit Pacionel. Cea mai bună fază a Stelei până la acest minut, 43. Șutul acestuia a trecut puțin pe lângă poarta lui Popescu. A procedat bine acolo Pacionel, îl mai avea pe Băjenaru în careu. Putea să-i trimită mingea. O acțiune importantă a Stelei. Călințaru acum. Iese pe sub minge, Wallace. Penalti, 11 metri obținut acolo de 11 metri ce roșu jucătorii Stelei. A luat mingea acolo Emilian Pacionel. Este faultat în careu Deambeța a fost faultat în careu. Protestează cei de la Buzău. Însă este clar că a fost faultat acolo Deambeța. Hai, Pacionel! A trimis cu sânge rece direct în vinclu în meciul cu Concordia Chiajna. Apoi a dat și un assist pentru Dragoș Nicolae. Tot el execută acum. Vedem Pacionel. Trimite la fel ca în meciul cu Concordia Chiajna. Hey! Și este 1-0 pentru Steaua. Hey, în minutul 45. Ce bine a venit acest gol înainte de pauză. A venit și la acest și după acest gol a venit la camera Steaua TV Emilian Pacionel. Tu ești Pacio.
Da, bă, ce bine am intrat. Cum ce bine am intrat. Deci, gata, poți să te oprești.
Am revenit pe stadionul Cornel Negoescu din Buzău pentru cea de-a doua parte a întâlnirii. 1-0 la pauză pentru Steaua după golul marcat de Emilian Pacionel în minutul 45. Vedem și o primă schimbare la roșalbaștri. Bărbulescu îi va lua locul în fața apărării acolo lui Mădălin Mihăiescu. Schimbarea normală a lui Daniel Oprița, după ce Mihăiescu, deși a jucat bine în această partidă, are un cartonaș galben și risca să-l primească și pe al doilea. Steaua a început bine această partidă, apoi s-a stins un pic din minutul 10. S-a stins o bună perioadă de timp. N-au mai jucat din prima jucătorii de la mijlocul terenului, jucătorii de creație. Însă putea să marcheze mai mult. În ultimele minute ale partidei putea să mai marcheze încă o dată Remus Chipirliu. Este bun însă și acest gol venit înainte de pauză. Intră pe teren și brigada de arbitri. Acum mingea le va aparține celor de la Metalul Buzău. Se află acolo Andrei Pavel. Acum are loc schimbarea Stelei. Păstrează Daniel Oprița acea formulă de joc, 4-3-3, în partida de astăzi. De partea cealaltă, nicio schimbare la Metalul Buzău, acum la pauză. Au prins curaj cei de la Metalul Buzău după ce Steaua n-a mai atacat atât de mult după minutul 10. Au avut câteva ocazii importante, câteva centrări periculoase prin Zanfirescu. Mane acum, trimite lung de linie pentru Zanfirescu, care câștigă duelul la cap cu Adrian Ilie, însă trimite în out. Adrian Ilie acum de la margine. Pentru Chipirliu, foarte bine acolo. Însă arbitrul consideră că este fault. Nedelcu acum. Pentru portarul Popescu. Atingere frumoasă a lui Vali, prima atingere de balon. A deviat acolo pentru Enceanu. Bună și această recuperare a lui Vali Bărbulescu. Nu a fost niciun fault, deși jucătorii de rezervă cer acest lucru. Călințaru acum. Simplu pentru Wallace. Wallace încearcă lung de linie pentru Robert Telec. Mingea sare la buzoieni. Nedelcu acum. Același Nedelcu, care are mai multe oferte, așa cum ne-a spus antrenorul celor de la Metalul Buzău, de la multe echipe. Pavel câștigă acolo duelul cu Adrian Ilie și obține un out. Piciu trimite înapoi pentru Nedelcu. Live motivul. Pentru Manea. Eu cred că e mai degrabă live. Manea pentru Badea, pentru Andrei Badea, care îi pasează lui Zanfirescu acolo. Zanfirescu se împiedică în minge, aproape de recuperare Chipirliu. Din nou Piciu pentru Manea. Da, Valentin Stane spunea că jucătorii săi
încearcă să joace mereu cu mingea, cu mingea jos, nu le convine. Ce fault a fost acesta? Protestează și Băjenaru și primește un cartonaș galben. L-a luat valul un pic pe Liviu Băjenaru și a obținut prea ușor acest cartonaș galben, însă nu a fost vorba de niciun foul la această fază, prea ușor dat. Însă centralul este cel care decide, nu eu sau Liviu Băjenaru. O, șut de la distanța lui Mihăieș. Până acum loviturile libere au fost executate de Andrei Pavel. Acum a șutat foarte puternic Mihăieș. Să mingea a trecut puțin pe lângă poarta lui Raul Bălbărău, care va repune acum de la margine. Lung pentru Pacionel. Respinge însă Spătaru. Călințaru. Acum Liviu Băjenaru pentru Pacionel. Pacionel pentru Adrian Ilie. A fost activ Pacionel pe final de primă repriză. Andrei Pavel. Acesta pentru Zanfirescu, care trimite înapoi pentru Piciu. Recuperează Vali Bărbulescu. Însă mingea este tot la cei de la Metalul Buzău. Nu reușim să obține mingea acolo. Chiar Daniel Opriță îi reproșează lui Adrian Ilie că i-a lăsat prea mult cu mingea la picior pe cei de la Metalul Buzău să urce în atac. Repune de la margine Badea. Câștigă mingea a doua Piciu. Acum din nou Badea. Însă foarte bine acolo Vali Bărbulescu și va repune de la margine Adrian Ilie. Bun tackling-ul lui Vali Bărbulescu. În acest sezon Metalul Buzău, dar să vedem această fază a lui Andrei Pavel, care a pătruns în careu și a centrat în fața porții, însă foarte bine a văzut Călințaru și a trimis în out. Prea ușor a trecut acolo Andrei Pavel de Beța și Adrian Ilie. Sunt cei de la Metalul Buzău jucătorii care țin de minge în aceste momente. Steaua preferă un joc pragmatic astăzi. A fost un joc pragmatic, însă care a dat roade până în acest moment. Nu au forțat jucătorii Stelei foarte mult. Au făcut un marcaj bun, însă au și greșit foarte multe mingi. Nu e ușor să obișnuiești pe un astfel de gazon. Când tu joci pe un gazon biliard, meci de meci, te antrenezi pe un teren foarte bun, cum sunt terenurile complexului Ghencea, terenurile de antrenament. Și după aia să vii să joci pe un astfel de sintetic care este de foarte proastă calitate. Însă și cei de la Metalul nu au ce face, pentru că speră ca primăria să schimbe acest gazon sintetic. Adrian Ilie joacă sigur și trimite în au de margine. Așadar, Metalul Buzău a fost eliminată în turul 3 al Cupei României, după ce a pierdut cu CSM Focșani, câștigase în cel de-al doilea tur cu Blejoi la penaltiuri și a pierdut în turul 3 cu scorul de 2-0. S-a impus o altă echipă din Liga 3 cu 2-0 în fața celor de la Metalul Buzău. Călințaru acum, lung de linie pentru Elec. Pacionel câștigă cea de-a mingea a doua. Băjenaru acum, știe jocul Liviu Băjenaru. Elec pentru Pacionel, foarte bine a trimis, foarte bună intenția lui Robert Elec. Greșește acest Popescu, așa cum am spus. Nu este un portar sigur.
respinge, nu reușește să prindă mingea, minge ușoară. Putea profita acolo Pacionel. Piciu acum pentru Nedelcu. Le trimite lung de linie. Pavel. Pavel ține foarte bine de minge. Pasează lui Zanfirescu, însă Adrian Ilie nu-i dă spații acestuia. La această fază riscă un pic Adrian Ilie acolo. Foarte bine Vali Bărbulescu respinge în... Este primul la minge și Remus Chipirliu obține faultul acolo. Mâine duminică? Mâine weekend! Nu știam că chefuie. Beța acum. Jucător care a mai evoluat, după cum bine știți, la Sportul Studențesc, Dacogetica, Petrolul Ploiești în Liga 1 și la CS Mioveni în Liga 2. Adrian Ilie. Este faultat Adrian Ilie acolo de Alin Iacob. Se pregătește la marginea terenului Florin Răzdan. Pacionel din nou. Acesta pentru Călințaru. Călințaru la minge. Călințaru centrează cu piciorul stâng. Respinge Nedelcu. Vali Bărbulescu acum. Din nou Pacionel. Câștigă această minge. Foarte activ Pacionel. Ilie îl preferă pe Călințaru, schimbă direcția foarte bine Adrian Ilie. Călințaru acum trimite la prima bară pentru Elec. Elec și obține cornerul. Un joc bun făcut și de Robert Elec. A câștigat multe dueluri, a deviat pentru jucătorii care vin din linia a doua. Pentru Pacionel sau Călințaru. Execută acum Călințaru, fotbalist care are 3 asisturi de când a venit la Steaua. Călințaru, a fost acolo Beța, însă a respins Nedelcu în fața lui Dean Beța, cel care a obținut penaltiul din minutul 45. Din nou George Călințaru execută, însă... Ce înseamnă? Prea multe țineri în careu, ceea ce e normal, între Elec și Piciu. Centrarea lui Călințaru respinge din... A respins Nedelcu, însă centralul consideră că Beța a fost cel care a trimis în, spre poartă. Galben pentru... Uite mă, nu știu ăla ceva. Schimbare. Andrei Neagoe intră în locul lui Liviu Băjenaru și acesta avea un cartonaș galben. Iar Robert Elec este înlocuit de Florin Răzdan. Andrei Neagoe e un jucător cu experiență, jucător cu calități, mijlocaș cu calități, însă nu a evoluat foarte mult în acest sezon. Au fost preferați la mijlocul terenului mai mult Bărbulescu și Mihăiescu acolo. Ăsta-i, oprind. Titular Andrei Neagoe a fost în partida din Cupa României cu Popești, Lordeni și în cea cu Concordia Chiajna. În schimb a mai intrat în meciul cu Dinamo și cam atât.
În ce anul? În ce anul nu a mai ieșit în evidență în a doua parte a meciului? A fost mult mai activ Pacionel decât Enceanu, care a reușit mai multe acțiuni frumoase în prima repriză, la începutul primei reprize. Degajează acum Beța, trimite pentru Răzvan, care are viteză bună. Câștigase prin planul acolo Răzvan, însă a revenit George Badea. Mihăieș acum minge lungă pentru Alin Iacob, însă se află acolo lângă el și îl tatonează Wallace da Silva. Câștigă mingea Wallace. Din prima Enceanu pentru Răzvan. Repunem de la margine prin Adrian Ilie, acesta pentru Enceanu. Din nou Adrian Ilie. Adrian Ilie din nou centrează. A respins foarte bine Badea. Călințaru acum. Ce pase frumoase acolo între Enceanu și Adrian Ilie. A curs bine această fază. La fel ca în prima repriză, atunci când au jucat din prima Adrian Ilie, Enceanu și Chipirliu. Chipirliu îl vedem că a trecut vârf de atac acum, după ce Elec a fost înlocuit de Florin Răzvan. Pacionel obținuse un fault acolo, însă centralul a considerat că acesta nu a fost faultat. Piciu pentru Nedelcu, este presat acolo de Enceanu. Foarte bun pressing-ul lui Enceanu, iar Nedelcu este nevoit să trimită fără direcție, în au de margine. Nedelcu, Bărbulescu foarte bine trimite din prima pentru Enceanu. Răzvan încearcă dribling-ul. Scoate, știe să scoată un din joc Florin Răzvan. Este faultat acolo de George Badea. Andrei Badea este fostul jucător al Stelei. George Badea este un fotbalist născut în 2000, de aici din Buzău. George Călințaru acum a trimis prea jos acesta, mingea la Răzvan, care a trimis cu capul, însă a respins acolo Mihalcea. Faultează Enceanu. Îl faultează pe Alin Iacob. În ultima etapă, Metalul Buzău va juca tot pe acest teren în fața celor de la Concordia Chiajna, echipă cu care a remizat în tur. Până atunci va mai disputa o restanță cu Dinamo 2. Fără fault, îi faulta lui Beța acolo, fault periculos. Galben pentru Dean Beța. Și
A procedat bine Beța acolo să-l faulteze. Prea ușor l-a lăsat Andrei Neagoe acolo pe jucătorul celor de la Buzău să execute acea lovitură liberă. Au mai fost periculoși și în prima repriză cu astfel de faze cei de la Metalul Buzău. Verticalizează foarte repede după ce obțin un fault și trimit mingea în atac pentru Andrei Pavel. Se află acolo Zamfirescu, Pavel și Mihăieș. Execută Andrei Pavel și înscrie. Este 1-1 în minutul 63 al meciului. Mai sunt 30 de minute de jucat, însă prea ușor a fost obținut acest fault în careu de către cei de la Metalul Buzău. Defensiva care a funcționat bine până la acest minut a greșit acum. Acea lovitură liberă pentru faultul obținut de Andrei Pavel a fost executat atunci când mingea nu era pe loc. Mingea era în mișcare. Arbitrul de tușă observase că jucătorii de la Metalul Buzău au executat fără să oprească balonul. Dar centralul n-a observat acest lucru și a dat lovitură liberă pentru Metalul Buzău. Însă mai este timp de jucat. Chipirliu acum. Trimite pentru Pacionel, care era în offside. Călințaru din prima pentru Neagoe. Neagoe șutează, însă mingea trece peste. Șut din voleu al lui Andrei Neagoe, însă mingea a trecut peste poarta lui Popescu. Nu au tras la poartă jucătorii Stelei. Nu au tras la poartă foarte mult. Nu l-au pus la încercare absolut deloc pe Popescu în acest meci. Răzvan acum. Fault al lui Răzvan. Trimite Nedelcu pentru Alin Iacob. Însă câștigă acolo Beța, acum Enceanu. Enceanu pentru Adrian Ilie, care trimite lui Chipirliu. Fac pressing avansat cei de la Metalul Buzău. Nu lasă pe Chipirliu să se întoarcă. Răzvan acum. Wallace pentru Pacionel. Vali Bărbulescu a trimis direct în out această minge. Piciu recuperează această minge. Spătaru joacă simplu și trimite direct în out. Repune Călințaru de la margine. Pentru Enceanu, care este atacat, nu este lăsat să se întoarcă. Faultează acolo Cătălin Bardaș. Bardaș l-a înlocuit pe Andrei Badea.
Îi se spune să paseze către Beța lui Vali Bărbulescu, trimite după Beța Adrian Ilie acum, direct în out. A vrut să-i paseze lui Florin Răzdan. Este oprit jocul acolo pentru că se află la pământ Zanfirescu și Piciu. Wallace acum urcă cu mingea la picior. Își trimite o diagonală către Florin Răzdan. Vine Zanfirescu și îi trimite lui Popescu. A evitat cornerul Zanfirescu. Vali Bărbulescu acum pentru Enceanu. Din prima, pentru Neagoe. Este blocat acolo Neagoe de Mihăieș. Wallace acum. Steaua nu primise gol de 5 etape. De la meciul cu Dinamo a fost 0-0 cu Tunari, victorie pe terenul celor de la Rapid 2 cu 1-0, victorie cu Concordia Chiajna cu 2-0, victorie cu Voluntari cu 1-0, victorie italienească. Respinge Vali Bărbulescu, Pacionel acum, îi ia fața lui Bardaș. Foarte bine acolo Neagoie pentru Călințaru. Centrarea lui Călințaru și Zanfirescu trimite în corner. Erau 4 jucători de la Steaua în careu. Va executa din nou Călințaru. Tot în urma unui corner a fost obținută lovitura de la 11 metri. Călințaru, ce minge a avut Chipirliu acolo și a trimis peste poartă. Remus Chipirliu și Rareș Enceanu sunt golgheterii Stelei în acest sezon, câte 3 goluri. Adrian Ilie acum pentru Bălbărău. Joacă repede pentru Wallace. Wallace pentru Călințaru, care trimite lung de linie pentru Chipirliu. Are viteză Chipirliu și câștigă acest duel cu Nedelcu. Chipirliu trimite însă pe lângă. A cerut un 11 metri acolo Remus Chipirliu. A fost lovit în careu de Nedelcu, însă ar fi fost un 11 metri dat prea ușor. Andrei Pavel. Din nou primii la minge cei de la Metalul Buzău. Recuperează Răzdan.
Steaua București are 23 de puncte în acest moment. Pe locul 2, FCSB 2 cu 21 de puncte. Iar Metalul Buzău a obținut 11 puncte, dar are și un meci mai puțin. 11 puncte cu acesta 12 puncte pentru Metalul Buzău. Echipă incomodă. Echipă incomodă pe acest teren. O echipă care nu refuză jocul. Sunt agresivi jucătorii de la Metalul Buzău. Însă Steaua este echipa care are mai calitate mai mare în, și în atac și în defensivă. Răzvan acum pentru Adrian Ilie, însă mingea iese în out. Răzvan câștigă mingea a doua. Încearcă un dribling acolo, în fața lui Badea. Să resping cei de la Metalul Buzău. Acest Andrei Pavel ar fi putut reuși mai multe în cariera sa de fotbalist. A jucat, în schimb, foarte mult în Liga 3-a. După ce s-a anunțat mare speranță la Ceahlăul Piatra Neamț, are și 3 goluri în Liga 1. Beța recuperează acolo, însă mingea le aparține tot celor de la Metalul Buzău. Aceștia repun de la margine prin Badea, prin George Badea, pentru că Andrei Badea a fost înlocuit. Tot la această oră se joacă Rapid 2 cu Voluntari și Tunari cu Concordia Chiajna 2. Recuperează Călințaru. Vali Bărbulescu acum. Pe jos pentru Andrei Neagoie. Acesta pentru Călințaru. Din nou pentru Neagoie. A venit acolo și Pacionel. Pacionel din prima pentru Călințaru, care trimite la prima. Nu s-au sincronizat acolo Chipirliu și Răzdan. Adrian Ilie acum. Intră în centru. A încercat un alt dribling Adrian Ilie pe lângă Manea, însă recuperează Adrian Ilie. Recuperează, se întoarce și recuperează Adrian Ilie, însă ar fi fost mai util la faza de atac. Vali Bărbulescu acum. Călințaru. Beța pentru Florin Răzdan. Însă respinge George Badea din nou. Adrian Ilie pentru Enceanu. Enceanu acum. Pentru Călințaru. Foarte bine a schimbat jocul Enceanu. Preluarea lui a lui Călințaru, însă centrarea acestuia este defectuoasă. Greșește Manea. Wallace îi trimite din nou lui Călințaru. Este nevoie de un alt vârf de atac. Enceanu îi lasă locul lui Andrei Antohi. Steaua joacă cu două vârfuri în acest moment. Antochi și Remus Chipirliu. Toate mingile pe sus îl caută pe Andrei Pavel. Chipirliu pentru Pacionel. Acesta pentru Neagoie, care trimite din prima lui Călințaru. A ieșit mingea acolo la
Călințaru și repun de la margine cei de la Metalul Buzău. Fault a dat arbitru. Penalti pentru Metalul Buzău. A fost și hands la Călințaru. Călințaru a faultat în careu. Va executa și această fază fixă Andrei Pavel, golgheterul celor de la Metalul Buzău. Andrei Pavel trimite în dreapta lui Bălbărău și este 2-1 pentru Metalul Buzău. Steaua București n-a mai reușit acele verticalizări în cea de-a doua repriză, acele verticalizări din prima repriză. A fost periculoasă în atac doar prin aceste centrări ale lui Călințaru sau Adrian Ilie. Bărbulescu acum pentru Răzvan, acesta pentru Antohi. Foarte bine acolo Antohi, insistă, obține un aut de margine. Răzvan pentru Adrian Ilie, care centrează, să mingea depășește linia de margine, linia de poartă, depășește linia de poartă și repune din înau de poartă portarul Popescu, care trage și de timp un pic. Beț acum trimite lung pentru Antohi. Se grăbesc jucătorii Stelei. Wallace. Wallace pentru Chipirliu, care deviază pentru Antohi foarte bine. Bardaș acum. Însă foarte bine acolo Bărbulescu. Acum Adrian Ilie. Adrian Ilie pentru Răzvan. Din nou Adrian Ilie pentru Antohi. Antohi este ținut foarte bine acolo de Nedelcu. Care se resimte după această fază. Se încălzesc la marginea terenului Dragoș Nicolae, Antonio Vlad și Ovidiu Morariu. Mai are dreptul la o schimbare Steaua. Neagoie joacă pe jos cu Pacionel. Intră în centru Pacionel. Pentru Adrian Ilie. Acesta urcă pentru Răzvan. Răzvan pentru Bărbulescu. Urcă și Beța. Din nou Răzvan, care acum este în centru, șutează de la distanță, însă șutul acestuia trece mult pe lângă poartă.
Repun de la margine cei de la Metalul Buzău. Alin Iacob a deviat pentru Andrei Pavel, însă Beța a stat foarte bine în teren la această fază. Wallace acum pentru Pacionel. Acesta pentru Călințaru. Din nou Pacionel. Din nou Călințaru. Călințaru pentru Antohi. Antohi pentru Pacionel. Mingea sare pe acest teren sintetic. Vali Bărbulescu pentru Pacionel din nou, care intră în centru. Pasează în spate pentru Wallace. Wallace pentru Neagoe. Din nou Pacionel. Vali Bărbulescu a trimis prea în spate pentru Călințaru. Este primul meci în care Steaua primește două goluri în acest sezon. Călințaru pentru Beța. Acesta pentru Adrian Ilie. Din nou Beța. Pentru Wallace da Silva, care trimite în dreapta pentru Călințaru. Din nou acest Nedelcu. Călințaru. Pentru Pacionel. Din nou Călințaru. Fault. Este faultat Pacionel aici. Protestează cei de la Metalul Buzău. Haide Wallace. Va centra George Călințaru, specialistul fazelor fixe de la Steaua. Centrare la colțul scurt al acestuia. Recuperează Neagoe. Pacionel pierde acolo mingea. Recuperează Alin Iacob. Ce bun ar fi o recuperare a lui Beța. Iese cu ea în out. Foarte bun. Foarte bună tatonarea lui Beța la această fază. Primește galben Badea. Beța! Nu era nimeni acolo în careu. Popescu era bătut și la această fază. Însă niciun jucător de la Steaua. Era doar Chipirliu care n-a ajuns la minge. Daniel Opriță îi reproșează lui Antohi că ar fi trebuit să atace această minge. Primește îngrijiri medicale Manea. Are crampe acesta. Din nou schimbare. A ieșit, va ieși Chipirliu și va intra Ovidiu Morariu. Ovidiu Morariu care trece vârf de atac pentru aceste ultime minute. Foarte multe cazuri de COVID-19 la Progresul Spartak. Foarte mulți jucători care au stat și o lună în izolare, care au fost testați pozitiv de 3-4 ori.
însă după noul protocol de la FRF, care, de care a beneficiat și Steaua, un jucător care a fost vindecat de acest virus nu mai este obligat să mai efectueze testul o dată la 2 săptămâni, ci o dată la 90 de zile. Răzvan acum pentru Bărbulescu. Ce insistent a fost la acest meci Zanfirescu. Deambeța lung pentru Morariu. Pentru aceste mingi a fost introdus Ovidiu Morariu. Este mai bun la jocul de cap decât Chipirliu. Călințaru acum trimite direct în spătar un fundaș în stânga, care Andrei Pavel nu dă mingea în aut însă. Andrei Pavel ar fi trebuit să trimită mingea în aut de margine, pentru că colegul său de echipă se afla prăbușit pe teren. A vrut să forțeze nota, a vrut să păcălească jucătorii Steriei, însă a fost oprit de Wallace. Va intra pe teren Sabin Sava, un jucător de 19 ani, în locul lui Alin Manea. Cinci minute de prelungire pentru această partidă. Wallace acum pentru Morariu. Mingea ajunge la Răzvan, care centrează prea sus. Repune de la margine Călințaru. Călințaru pentru Pacionel. Este faultat aici Călințaru. Este faultat de Bardaș. Călințaru. Vine foarte bine acolo Wallace, este și Răzvan. Antohi, mingea însă este respinsă de către cei de la Metalul Buzău. Din nou Călințaru. Respinge Sava. Adrian Ilie preia bine. Neagoie trimite în careu. Spre careu. A ieșit acolo Popescu. N-a beneficiat Steaua de aceste faze fixe la această partidă. Centrările lui Călințaru, deși au fost bune, n-au ajuns nici la Morariu, nici la Wallace, jucătorii care au marcat cel mai mult din faze fixe. Antohi acum, însă recuperează Andrei Pavel. Iese cu ea în aut. Beța pentru Wallace. Wallace trimite în diagonală pentru Morariu. Degajează în aut Badea, George Badea. Și el a făcut un meci bun astăzi. Este înlocuit Zanfirescu și va intra Răzvan Tănase.
A funcționat bine banda dreaptă a celor de la Metalul Buzău la această partidă. Adrian Ilie acum. Respinge Badea. Wallace. Călințaru. Trimite foarte bine în careu Călințaru. Iese prost Popescu. Dar boxează în corner. George Călințaru acum, din nou. Este una dintre ultimele șanse de a egala. Din nou primii la minge. Primii la minge la faze fixe sunt cei de la Metalul Buzău. Neagoi acum. Un alt corner pentru Steaua. Va executa de această dată Neagoe. Poate avem mai mult noroc prin Andrei Neagoe la aceste faze fixe în această partidă. Trimite bine Neagoe, este Răzdan acolo. Și mingea este în poartă. Nu este gol. Ce offside a putut? Este gol. Este gol. S-a oprit la un moment dat arbitrul. Însă este gol pentru Steaua. Am avut dreptate în privința lui Andrei Neagoe. A centrat foarte bine la această fază. O să mă uit la reluări să... Eu consider că a marcat Florin Răzdan, însă ce mai contează este 2-2. 2-2, ar mai fi un minut de joc. Până la urmă este bun și acest egal dacă... Al doilea rezultat de egalitate consecutiv pentru Steaua, care acumulează 23 de puncte. Două puncte în fața celor de la FCSB 2, locul 2 în acest moment. La finalul turului, Steaua termină pe primul loc. Mai urmează încă 9 partide pentru roșialbaștri. Ultimul meci al anului va avea loc săptămâna viitoare, împotriva celor de la Balotești. În prima etapă a returului. Vom avea și interviuri după această partidă. Colegul meu, Daniel Remeș, se află pe teren și l-așteaptă pe Florin Răzdan. Un meci foarte greu aici la Metalul Buzău. Însă Steaua ar fi trebuit să profite mai mult de acel gol din prima repriză, de acel avantaj. A fost golul de 1-1 obținut, primit prea ușor. Prea ușor. A fost o fază la mijlocul terenului. Fundașii Stelei nu au fost atenți la această fază. Însă să-l ascultăm și pe Florin Răzdan. Bună ziua de la Buzău. Suntem alături de Florin Răzdan. Steaua a făcut 2-2 cu Metalul Buzău, cu un gol marcat în ultimul minut de joc de Florin Răzdan. Florin, cum s-a văzut jocul de azi? Am început bine partida, cum s-a văzut. Am dominat, pot să spun. Din păcate, repriza a doua nu știu ce s-a întâmplat. Am luat două goluri din faze fixe. Cert e că noi trebuie să marcăm mai mult, cu un gol mai mult decât adversarul să câștigăm, pentru că noi orice punct pierdut pentru noi este o înfrângere, să zic așa. Cât de mult a contat calitatea mai puțin bună a gazonului de azi? Nu vreau să căutăm scuze gazon sintetic, că și ei au jucat tot pe acest teren. Noi oriunde jucăm trebuie să câștigăm. Din păcate azi n-am reușit. Mai avem 5 zile până la meciul cu Balotești și trebuie să câștigăm acea partidă. Este a doilea egal la rând. Ați pierdut o parte din avantajul câștigat în primele 7 etape. Da, din păcate este a doilea egal la rând, cum am spus și mai devreme, noi trebuie să câștigăm fiecare partidă, dar asta este fotbal, nu avem ce să facem, trebuie să ținem capul sus, să muncim mai mult, asta este clar, și să câștigăm toate partidele de acum încolo.
Chiar dacă a jucat azi la Buzău, o parte din galeria Stelei a făcut deplasare aici și v-a încurajat înainte de meci. Cum comentezi acest lucru? Da, le mulțumim suporterilor, mereu sunt alături de noi, indiferent unde jucăm. Ne pare rău că nu am reușit să câștigăm această partidă. Ok, îți mulțumesc și îți doresc mult succes. Mulțumesc și eu, mulțumesc, scuze-mă. Elsion, legătura înapoi la tine. Da, mulțumesc frumos, Daniel. L-am avut pe Florin Răzdan la microfonul Steaua TV. Noi închidem aici transmisia de la Buzău. Ne revedem pe 9 noiembrie, luni, în direct de la sala Mihai Viteazul, atunci când va avea loc meciul de volei dintre Steaua și Timișoara. La revedere!